Palatul copilor din Râmnicu Vâlcea se poate lăuda nu doar cu cei 3.000 de elevi care își urmează vocația în cele 24 de cercuri, cu cei 27 de dascăli pasionați de munca lor, ci și cu 5 sobe construite în secolele 18-19. Una dintre ele, cea care se află în biroul directorului instituției, are inserții de foiță de aur și a fost construită în jurul anului 1780 din ceramică produsă la Viena. Celelalte 4 sobe sunt construite în stil italian în jurul anului 1910. Acum mă laud că la mine în birou e cea mai frumoasă dintre toate, dar este și cea mai veche, pentru că eu inițial o estimasem pe secol 19 soba respectivă, dar un expert în artă mi-a spus că nu e de 19, este de secolul 18, stil baroc. Este făcută teracota adusă de la Viena și dacă se vede sus lipsește. Mi-a spus că acolo era un altar cu Fecioara Maria ar fi trebuit să fie în capătul altarului. Se mai vede foița de aur pe sobă, pe cahlele de la teracota, de la sobă. Din păcate, neștiința altora sau, eu știu, nepăsarea altora a adus la deteriorarea ei, pentru că s-au făcut cu gaz, ea era pregătită pentru lemne, nu pentru gaz, și când s-a făcut încălzirea cu gaz prin sobă, s-a crăpat. Vedeți că e destul de deteriorată și e destul de... Adică, cum ca să o restaurez. Soclul nu este al ei, dar partea originală este de deasupra socului în sus, unde sunt, vedeți, acea frumoase cahle vieneze, pentru că mi s-a spus că sunt tipăite, sunt la Viena confecționate. Mai sunt în aproape toate birourile, avem și alte sobe și ele sunt mai recente, dacă asta este la sfârșitul secolului XVIII, undeva pe la 1780-1790, pentru că Casa Palatul Copilului există la pomenit în documente la 1746, o avem atestată documentar. Sigur, e atestat documentar, dar se vorbește de casele din deal, deci era existente, atunci e prima dată pomenită. Mai avem niște sobe care sunt de secol 20, început de secol 20, într-un stil italian, cu niște cahle și cu niște fumuri în interior, o circulație a fumurilor foarte, adică total diferită față de ceea ce este astăzi, pentru că mi-a explicat cineva care a deschis o sobă de genul acela și a zis că sunt fumuri care nu se mai practică, sistemul de fumuri care erau făcute atunci nu mai practică asta, nu le mai practică. De dată recentă, dar tot 1900... Da, 1910-1917 mi-a zis că sunt, deci undeva acum 110 ani, 103 ani. Deci au 100 de ani și ele. Sunt centenare, da, și plus palatul, construcția, conacul boieresc al socotenilor, e adevărat că e restaurat, aici au stat socotenii, după aceea s-a trecut în proprietatea la Hovăreștilor, de asta și spune conacul socoteanul la Hovărești și este categoria B, monument istoric categorie B, care a trecut, a avut mai multe funcții în timp, și primărie, și inspectorat școlar, și cultură, și acum, din 1979, este seriul, cum era atunci, Casa Pionierilor și a Șoimilor Patriei, și acum, după 94, copiilor în municipiul Râmnicu Vâlcea. Cea mai veche dintre sobe este evaluată la peste 50.000 de euro, fiind obiect de patrimoniu ca și sediul Palatului Copiilor, altădată conacul boierilor Socoteanu și Lahovari, dar și fosta primăria Râmnicului.